Bine v-am găsit la un nou sezon din Superliga Show. Vă aducem acasă și partea a doua a campionatului, cu interviuri exclusive, povești neștiute, personaje inedite și imagini unice. Au terminat fotbaliștii vacanța, așa că a venit timpul să ne întoarcem și noi la muncă. Sezonul s-a reluat cu etapa a 22-a și avem cel puțin două lucruri notabile deja. Mai întâi consemnăm schimbarea liderului. Campioana CFR Cluj trece peste farul după victoria clară din meciul direct, iar FCSB se apropie și ea de vârf. Am fost și noi la meciurile pentru titlu ca să vedeți ceea ce nu s-a văzut în transmisiunea directă. Tot în lupta pentru titlu rămâne și Rapid, chiar dacă nu își trece oficial acest obiectiv. Își trece însă jucătorul ei, croatul Marko Đuganzić, un hat-trick istoric în palmares. Am vorbit după meci să-i aflăm secretele. A fost ziua mamei, fix în ziua meciului, 20 ianuarie. Am plănuit asta toată săptămâna, să pregătesc tricoul dacă dau gol. Și totul a mers conform planului și ea a fost foarte fericită. Și dacă tot a fost vacanță, ne-am distrat și noi puțin împreună cu cluburile din Superliga. Le-am supus pe toate la provocări inedite. Le găsiți pe YouTube integral, deocamdată pe CFR Cluj și FC Botoșani, iar săptămâna viitoare intră în prim plan UTA. Gata vacanța, hai să facem Superliga Show! Ce mod mai potrivit de a relua Superliga decât cu un supermarcator, care marchează al treilea hat-trick al sezonului actual după cele reușite de Popa Diuk pentru Chindia, respectiv Ali Bek pentru Farul. Croatul Marko Đuganzić, cel care a reaprins speranțele unei performanțe istorice în anul centenarului Rapidului, cu o triplă în fața celor de la Șepși, în chiar primul meci din 2023. De doar 14 minute a avut nevoie Đuganzić pentru a marca de 3 ori în meciul cu Șepși și a ajunge la doar un gol de liderul clasamentului golgheterilor Companio. Mai întâi, după doar 5 minute, a deschis scorul cu piciorul stâng. Imediat a scos tricoul cu dedicație, pentru că a fost o zi specială. Yeah, it was exactly at the day of the game. A fost ziua mamei, fix în ziua meciului, 20 ianuarie. Am plănuit asta toată săptămâna, să pregătesc tricoul dacă dau gol. Și totul a mers conform planului și ea a fost foarte fericită. She was really happy, of course. După meci, mama a fost și prima sunată de jucătorul Rapidului. She was crying, but, Plângea, dar erau lacrimi de bucurie și prietenii mei din Croația au fost la meci. Am sărbătorit puțin după. A fost o noapte perfectă. Of course, every day we speak and, Vorbim în fiecare zi și nu doar cu mama. Toată familia e importantă, la fel și prietenii, dacă ai prieteni apropiați. E important să-i ai alături, pentru că ei sunt cei mai mari suporteri ai tăi de la început și te ajută să găsești în familie motivație și putere pentru tot. Motivation and power, everything in family. De altfel, familia joacă un rol esențial în viața fotbalistului de 28 de ani. Actually, my father was more with... Tata a fost mai mult cu mine la meciuri, pentru că mama avea prea multe emoții să se uite. Tata a fost de la început lângă mine. El este motivul pentru care sunt astăzi aici. Emoțiile cresc pentru că tatăl atacantului Rapid nu mai poate să-l urmărească acum. Mama nu putea să se uite la meciuri, tata se uita mereu. L-am pierdut în ianuarie, era cel mai mare fan al meu. La fel ca și fratele meu. Așa cum am zis, mama are prea multe emoții să poată urmări un meci. Se uită la rezultat, la final și la rezumat să vadă golurile. Revenim la meciul cu Șepși, mai trec doar 7 minute, ajungem în minutul al 13-lea, deloc cu ghinion pentru Đuganzić. Este la capătul cornerului din care face 2-0, de data aceasta cu capul. După alte 4 minute, VAR vede penalti, centralul îl acordă, iar Đuganzić îl transformă. Minutul 19, și asta cu tot cu analiza VAR, cel mai rapid hat-trick din ultimii 50 de ani în campionatul nostru. Atunci, marcatorul era Angel Iordănescu. Yeah, I heard of course. Da, am auzit de el, nu știam că am bătut un record așa lung, dar mă bucur.
Când am înscris al treilea gol, m-am uitat la tabelă și am văzut că e minutul 18-19. Da, a fost foarte rapid. Din fericire pentru noi, a fost minunat că am început așa meciul și că am câștigat. Dugan zice, a jucat în Croația și Italia înainte să vină la noi, mai întâi la FC Botoșani. Yeah, also was hard decisions. Și asta a fost o decizie grea prima oară în România, pentru că nu mai fusesem niciodată în România, iar oamenii din Balcani nu au o părere bună despre România. Și am ajuns la Botoșani, despre care toți spuneau că nu e un oraș foarte frumos, dar eu m-am simțit foarte bine, chiar din prima zi. Colegii, antrenorul, toți oamenii din oraș erau foarte drăguți. Și cred că am arătat asta pe teren, la Botoșani, și din acel moment sunt foarte fericit să fiu aici în România, să mănânc mâncarea voastră, orașele sunt frumoase, cunosc o grămadă de oameni, sunt fericit aici. Dugan zice, a ajuns apoi la CFR Cluj, după o perioadă în Rusia, la Sochi. Totul s-a întâmplat rapid, eram în Rusia, erau sărbătorile și pe 31 decembrie Mr. Petrescu m-a sunat pe mine și pe patron, Mr. Varga, să mă cheme la CFR. Aveam o perioadă grea la Sochi, din cauza operației am avut 3 luni de pauză. Așa că mi-a sunat foarte, foarte bine, pentru că mai jucasem în România, îmi plăceau oamenii, campionatul, a fost o decizie rapidă. Pe 1 sau pe 2 ianuarie deja am stabilit totul cu CFR și am decis să mă mut aici. Din păcate pentru el, nu a jucat însă foarte mult la CFR. Speram că aici voi avea mai multe șanse de joc, dar începutul anului trecut a fost greu pentru mine. Mi-am pierdut tatăl și nu e un lucru după care îți revii ușor. Dar ăsta e fotbalul, asta e viața, astea sunt deciziile pe care le iei. Bineînțeles că nu regret absolut nimic. Deși oficial are titlul cu ardelenii, Dugan zici spune că Rapidul este vârful carierei. Cu siguranță este cel mai bun moment al meu din carieră, dar și joc cel mai mult versus pe unde am fost. La Rapid am cele mai multe minute jucate, cele mai multe meciuri și ăsta e unul dintre motivele pentru care înscriu și joc bine. Toată echipa joacă bine, așa că da, e un moment foarte bun pentru mine și echipă, dar cel mai important e că sunt sănătos. Paradoxal însă, croatul a început sezonul cu o victorie împotriva Rapidului. Am început cu CFR, am câștigat împotriva Rapidului, eram bucuros și în 4 zile m-am transferat la Rapid. Așa e în fotbal, așa arată sezonul. Sigur, sunt foarte fericit că am venit aici. Din prima zi de când am văzut că sunt interesați de mine, eu voiam să rămân la Cluj, să joc pentru CFR. Dar acolo nu jucam foarte mult, așa că am decis să vin la Rapid, să joc mai mult, să mă remarc și a fost foarte bine că am făcut asta. In the end, everything goes good. Acum, Dugan zice, este un om important din echipa lui Mutu. Mister was really big player. Mister a fost un mare, mare jucător. Mi-l aduc aminte mai ales de la Chelsea și Fiorentina. Fratele meu e mare fan Chelsea și urmăream meciurile împreună. A fost un fotbalist absolut fantastic. Really amazing player. Așa cum noi vedem acum fotbaliști fantastici ai Croației, o națională care reușește rezultate incredibile. I play all young. Am jucat la toate naționalele de tineret, ultima a fost a Under 21. Nu știu ce să zic despre croați, este incredibil că suntem mai puțin de 4 milioane de oameni și avem fotbaliști atât de talentați și o inimă mare. Avem și mentalitate, dar și o inimă mare să câștigăm, să dăm tot ce avem mai bun, nu doar pentru țară, dar pentru noi, pentru familii, chiar pentru război în anii 90. A fost ca un click să ne simțim și mai mândri că suntem croați. Poate asta e cheia. Maybe it's the key. Iar de la lucrurile serioase, haideți să trecem și la cele inedite despre Dugan zici. It's true, I need to cut my hair every week. Trebuie să mă tund în fiecare săptămână. Nu știu, așa m-am obișnuit. Cred că atunci când un fotbalist intră pe teren, trebuie să fie pregătit, dar și să arate bine. E ca și cum mergi la muncă. Îmi place să am mereu părul proaspăt tuns. Nu e o superstiție. E ceva ce îmi place să fac mereu înainte de meciuri. Dugan zici, se consideră un om simplu. Vine dintr-un sat de lângă Osijek. Sunt un tip simplu, nu îmi plac orașele foarte mari, nu îmi place traficul, de asta mă și mișc puțin în afara casei. Merg la antrenamente, la sală uneori și în rest acasă, la odihnă. În majoritatea timpului sunt acasă. Mă odihnesc, vorbesc cu familia la telefon și mă uit la TV, la meciuri sau filme. De asta m-am simțit foarte bine și în Botoșani, că nu aveam nevoie de mare lucru. Sunt un tip foarte, foarte cald. Ce mănâncă un croat în România? Normally I eat. În mod normal mănânc sănătos.
the same, like sarmale mici. Nu, astea sunt și în Croația, pentru că și mâncarea noastră tradițională înseamnă mici, sarmale, avem tot ce aveți și voi în România. Îmi place să mănânc mai mult lucruri clasice, pui cu orez și genul ăsta. Dar când e să mănânc altceva, sunt mici, sarmale și papanași. Sarmale and papanaș also I like. În final, Dugan Zici ne dezvăluie și unul dintre secretele sezonului bun al Rapidului. It's really amazing. Este cu adevărat incredibil sentimentul când joci acasă și asta se vede. Rezultatele noastre sunt foarte bune când jucăm acasă. Stadionul e plin, fanii ne încurajează din primul minut până în ultimul. Cred că se vede asta, că și noi dăm tot ce avem mai bun pe teren, pentru că ei sunt foarte, foarte importanți pentru noi. Really important for us. Mai sunt doar 8 etape din sezonul regulat al Superligii, iar lucrurile încep să fie ceva mai clare. Se conturează o luptă la titlu în 5 echipe, cu CFR Cluj, Farul Constanța, Rapid și FCSB drept favorite, cele 4 echipe din top fiind în doar 6 puncte. În timp ce Universitatea Craiova speră să găsească forma potrivită pentru a reinta și ea în luptă. Despre Rapid, victoria lui Șepși și hat-trick-ul lui Dugan Zici am vorbit mai devreme, așa că acum ne concentrăm exact pe cele mai tari meciuri ale primei runde din 2023 din Superliga, cel al Farului cu CFR Cluj și jocul de la Sibiu, dintre Hermannstadt și FCSB, în care Sibiul a jucat în sfârșit din nou un meci acasă. Cu siguranță, duelul dintre primele două clasate urma să fie principalul pol de atracție al rundei din Superliga, CFR putând să urce pe primul loc în cazul unei victorii. Mult timp aflată în mijlocul clasamentului, campioana a profitat din nou de forma slabă a Farului, care are acum 3 meciuri consecutive fără victorie, și a câștigat cu 3-0, administrând constanțenilor una dintre cele mai dure înfrângeri din ultimii ani. Ar fi culmea să nu recunoaștem că au fost mai buni ca noi. N-am fost noi atât ofensiv. Poate defensiv am cât de cât am încercat să facem niște lucruri. Am făcut vreo 3-4 greșeli și ne-au pedepsit pentru că e echipă puternică. Din luna noiembrie, sfârșitul noiembrie și decembrie, cred că noi nu mai suntem cum eram înainte. Nu mai producem fotbalul care era înainte și nu știu de unde vine asta. Să fie o lecție pentru toți, să ne revenim, să învățăm din ea și să trecem să fim la fel cum eram înainte, modești și capacitați și conectați foarte bine, cu atitudine bună. Echipa lui Petrescu a ținut aceeași rețetă pe care a avut-o de 5 ani, rețetă care a ajutat-o de fiecare dată să câștige campionatul. Mai mult, tehnicianul CFR-ului a arătat încă o dată că are ochii la jucători. După ce a eliminat-o din Conference League pe Balcanii, Petrescu i-a luat și cel mai bun jucător, pe Ermal Krasniki. Iar kosovarul nu a dezamăgit, marcând primul gol în tricoul CFR-ului. Iar dacă clujenii au sărbătorit o victorie clară la finalul meciului și urcarea pe primul loc în clasament, cu un avantaj de 2 puncte în fața Farului și 6 în fața FCSB-ului, Hagi a rămas dezamăgit, întrebându-se ce poate să facă echipa lui mai bine. Și eu cred că una din cauze e că am ajuns pe primul loc și eram cu mai sus, așa stăteam. Ne-am luat viteză. Cred că trebuie să revenim la origini, cum am fost înainte. Că, de fapt, ăștia suntem. Noi nu... Da, că putem să ne batem cu toți și că, da, că avem potențial aia, da. Nu putem să uităm tot ce am făcut în alea 3 luni, 4 luni, în care am fost cei mai buni. Dar după aceea... Vom vedea. Cred cu tărie că ne-am luat viteză prea mare. Adică ne-am dus puțin cam sus. Și n-am câștigat nimica, n-am făcut nimica. Nu suntem nimeni deocamdată pentru că n-am făcut nimic. E doar suntem în cursul campionatului. Nici nu suntem în play-off. Atenție, nu suntem în play-off. Le-am arătat atenția. Este abia a doua oară în acest sezon când CFR urcă pe prima poziție, după ce anterior clujenii mai fuseseră lideri în etapa a patra, dar și pentru prima dată după 13 etape când echipa lui Giga Hagi pierde fotoliul de lider, consecința a seriei de 3 meciuri fără victorie. Noi am demonstrat că putem să-i batem pe oricine, dar trebuie să jucăm foarte mic. Așa că nu, programul e greu, orice meci e greu, înainte. Pe teren trebuie să demonstrezi, de aceea e greu. De fiecare dată, sportivul, persoana și echipa trebuie să demonstrezi la fiecare meci cât e de bun ești.
Nici FCSB nu pare că vrea să cedeze vreun moment inițiativa. În ultimele 8 etape, vicecampioana a cedat doar un meci, reușind să câștige 21 de puncte, inclusiv cele 3 în debutul din 2023 cu Hermannstadt. A fost atmosferă de sărbătoare la Sibiu, noua arenă fiind umplută, meciul sold out, în ciuda ceții, ploii și frigului, caracteristice orașului în luna ianuarie. Cu jobenele roșii în prim plan, sibienii au făcut o atmosferă fantastică, fiind un nou pol de interes al Superligii. Și se demonstrează încă o dată cât de mult contează un stadion nou, o echipă puternică și rezultatele bune pentru ca suporterii să vină alături de echipă. Nu ne-am dorit doar să ne apărăm, vrem să și jucăm pentru că altfel e greu să faci față unei echipe ca FCSB. Nu pot să spun că ar fi meritat să câștigăm, nu. Am arătat mai bine în a doua repriză față de prima repriză. Am spus-o că e foarte dificil, perioada a fost scurtă și nu avem ritm pe joc, ne așteptam la asta. Poate dacă am fi întâlnit altă echipă, poate lucrurile stăteau altfel. Nu avem cum să primim decât mesaje pozitive, nu este normal pentru că am suferit asta foarte mult, să spunem așa, jucând în deplasare, chiar dacă meciul era pe teren propriu, ajutăm la media și atâta vreme. Spectatorii mai comuzi au venit în număr mic, de data asta îi simțim alături de noi. Îmi doresc să vină și la celelalte meciuri, chiar dacă nu vor mai fi poate echipe de nivelul Farului, de nivelul FCSB-ului. Chiar dacă a căzut pe locul al 9-lea în clasament, odată cu penalizarea primită la final de 2022, Sibiul încă trăiește, încă respiră fotbal și are o evoluție eficientă. Iar cu asemenea suporteri, meci de meci, cu siguranță că va avea un mare plus, având în vedere că în ultimii 3 ani a jucat continuu în exil. Cam prin de play-off-ul ne atingem obiectivul, nu? Menținerea și totodată e o performanță mare. Dar mai avem mult, mai avem 8 meciuri, v-am mai spus, 8 meciuri, puncte multe. Toate echipele privesc fiecare meci ca o finală, la fel și noi. Trebuie să ne batem, să câștigăm punct sau puncte la fiecare meci. Suntem convinși că vă întrebați ce am făcut în vacanță. Ei bine, n-am stat, dar ne-am distrat, împreună cu cluburile din Superliga. Le-am supus pe toate unor provocări inedite pe care le vedeți integral pe YouTube. Am selectat la Superliga Show doar câteva momente. Mai întâi, pentru că sunt campioni, i-am convocat pe cei de la CFR Cluj. L-am prins pe Păun chiar înainte să părăsească echipa, iar alături i-au fost Muhar, Scufet, Malele și Yuri. Gazda X-Breaker i-a supus la provocarea voleiului. Provocarea mini-porților. Ready! Hai să vedem acum ce face Adiță sau Yuri. Sper ca Yuri să ajungă înainte să marcheze. Avem nevoie de punct. E bine, e bine! Asta ai câștigat! E bine, e bine, e bine! Provocarea butoaielor. Merge, merge! Hai să le dăm clasă la proba. Este? Bine! Da, bravo! Continuăm? Continuăm! Bine, bă! Merge, merge! Bine, bine! Provocarea supermingii. Ești gata? Du-te după minge! Ce nu doarme, bă, brazilianule! Băi, lui nu fac! Pop să rup genunchi! Uite! Mai iau și asta aici! Mă așteptam sincer la asta. Și provocarea cornerelor. Opa aia de la început. Cea mai spectaculoasă execuție de până acum. Bravo! Hai, 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 hai. Bora, bora, mă lei, bora, bora, mă lei, acolo, mă lei. Bine! Papadas! Wow! I can't believe it. Yuri, hai să ne revenim, Marele, hai! Hai, hai să câștigăm! A câștigat fiecare probă? Aflați-le pe YouTube. Tot acolo avem deja probele similare la care au fost supuși 5 jucători de la FC Botoșani. Tudor Buțan i-a arbitrat pe Mihai Roman, Sebastian Mailat, Petar Petkovski, Antoni Ivanov și Andrei Ureche.
Descoperiți imagini inedite și fotbaliști altfel pe YouTube. Wow, bravo, băi, Mihai! Mersi! Bravo, Sebi! Sebi primo! Mamă! Iar în premieră vă dezvăluim cine urmează la confruntarea care face deliciul Superligii. Pregătiți-vă pentru UTA, așa cum nu ați mai văzut-o niciodată. Go Super! Gata poveștile, gata distracția, suntem din nou serioși pentru că vine peste noi o nouă etapă importantă în Superliga. O deschidem la Cluj, acolo unde Sabău, revenit cu victorie la U, se confruntă cu un Rapid pe val. Clujul e o echipă fizică, în top 5 ca număr de faulturi comise, în timp ce Rapid nu are decât 244 de faulturi comise în actuala stagiune, pe penultimul loc în Superliga. FCSB încearcă să se apropie și mai mult de farul, în ceea ce ar trebui să fie cel mai ofensiv meci al etapei, dacă nu chiar al campionatului. FCSB e echipa care și-a creat cele mai multe ocazii în acest sezon, cu 32 mai multe decât farul, care ocupă poziția a patra în acest clasament. Meciul dintre FC Argeș și FC Botoșani poate nu pare la o primă vedere cel mai atrăgător din această rundă, însă are o particularitate interesantă, punând față în față echipele cu cele mai puține offside-uri în acest sezon. Botoșaniul are doar 23, în timp ce Argeșul 25, lider în acest clasament fiind farul Constanța. Gata de o nouă etapă din Superliga? Noi da, ne vedem la următorul episod din Superliga Show, iar până atunci vă așteptăm pe YouTube cu top goluri, jucătorul etapei, dar și versiunea integrală de la provocările inedite Go Super cu toate echipele din Superliga.